astăzi vin și-mi plec genunchii înaintea este tale. Copilaș din altă lume, obosit de fric și cale, din altă lume, obosit de fric și cale. Și-mi plec inima și fața, copilași din zare albastră, să mă închin cu smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur, lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Ți le aduc acum înainte cu sfială și rușine. Slăviți să fie Domnul! Și pentru această zi merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. El merită să fie lăudat și El promite că se coboară în mijlocul laudelor. Haideți să continuăm să înălțăm numele Lui prin colind și vă rog să vă ridicați și dumneavoastră. Veniți să-i cântăm, un prunc nou ni s-a dat. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un prunc nou ni s-a dat. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un prunc nou ni s-a dat. El a trimis Fiul Său în lume, îl este adin către El. I-a dat iertare și un nou nume, veniți cu toți să-i cântăm. El a trimis Fiul Său în lume, îl este adin către El. I-a dat iertare și un nou nume, veniți cu toți să-i cântăm. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un prunc nou ni s-a dat. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un prunc nou ni s-a dat. Ce bucurie l-am pe El,
ca și stăpân în viața mea. Muri la Golgota pentru mine și apoi a înviat. Ce bucurie îl am pe Iisus ca și stăpân în viața mea. Muri la Golgota pentru mine și apoi a înviat. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un drum nou ni s-a dat. Veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, veniți să-i cântăm, un drum nou ni s-a dat. Să fie cel care să se ocupe de fiecare dintre noi. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de atingerea Domnului și astăzi nădăjduim că Domnul se va opri în dreptul nostru și va zice un cuvânt de binecuvântare. Doamne, îndură-te de noi! Aș vrea să citesc acum Psalmul 23 și apoi să ne rugăm Domnului. Această rugăciune pe care o vom face cu toții înaintea lui Dumnezeu e bine să fie o rugăciune în care să ne arătăm recunoștința față de Domnul nostru, pentru că până aici ne-a ajutat, pentru că până aici ne-a purtat de grijă, pentru că până aici și-a revărsat binecuvântările lui peste noi. Psalmul 23, un psalm al lui David, cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Frați și surori, vă chem împreună să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, mulțumindu-i și arătându-ne recunoștința înaintea lui. Amin. Ne rugăm Domnului. Cu mult în urmă în Betleem, Sfânta Biblie spune, Maria a născut un fiu în seara de Crăciun. Și mii de îngeri s-au unit, cerul s-a înseninat. Universul s-a umplut de slavă și cântări. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Păstorii s-au înfricoșat, cerul când a izbucnit, și-ntr-un gând au alergat către pruncul iubit. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Cu mult în urmă în Betleem, o stea mare a răsărit. Ea ne spune că cerul întreg la noi s-a coborât. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Domnul meu, te-ai născut pentru mine, Domnul meu, mi-ai adus mântuire.
Iisus, Domnul meu, Iisus. Aleluia, Domnul meu, Te-ai născut pentru mine, Domnul meu. Mi-ai adus mântuire, Domnul meu. Mă închin și-ți mulțumesc, Iisus, Domnul meu, Iisus. Numele Tatălui, al Fiului și Marea Puterea Duhului Sfânt. Aș vrea ca binecuvântarea Domnului să cuprindă pe fiecare, fiecare familie, pe cei care au venit mai de-aproape sau mai departe, pe copii, pe tineri, vor slujii aici, Domnul să lase binecuvântarea Lui. Aș vrea să spun în dimineața aceasta căci se merită să-L lăudăm pe Domnul. Ori de câte ori venim aici, Dumnezeu ne ridică în locul acesta. Dumnezeu ne mângâie, Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne dă puteri noi ca să putem să luptăm în viața de zi cu zi. Aș vrea să binecuvânte Dumnezeu în dimineața aceasta pe prietenii casei Domnului și să iau hotărâre în inima lor, să-L pună pe Dumnezeu înainte. Atunci când îl pui pe Dumnezeu înainte, toate lucrurile au valoare, pentru că Dumnezeu are putere, pentru că El a creat totul. Cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos spune dimineața aceasta, întotdeauna mi-aduce psalmul acesta aminte de sora Silvia și aș dori ca Dumnezeu să o binecuvânteze și pe ea, cu sănătate și Dumnezeu să o poarte pe brațul Său. Mă găsesc pentru câteva zile cu familia mea aici și mă bucur întotdeauna când mă găsesc în locul acesta, pentru că aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Dacă mă uit în urmă cu 20 de ani, în 1998 am luat hotărârea de a mă întoarce la Domnul și privesc așa lucrurile care n-au nicio valoare. Și mă gândesc de unde ne-a ridicat Dumnezeu. Părinții mei n-au fost pocăiți și în fiecare zi în care trece și spun și băiatului care Dumnezeu mi l-a dat, să fie credincios, pentru că trăim niște vremuri în care oamenii nu mai au o dragoste curată pentru Domnul. Mulți oameni nu sunt născuți din nou și se duc așa bătuți de vânt și mă întreabă de multe ori colegii, că mai chem oameni nepocăiți la adunare și spune, de ce a căzut cu tare și de ce a căzut cu tare? Pentru că nu l-au iubit pe Dumnezeu în totalitate, pentru că inima lor n-a fost predată întru totul Domnului. Aici este un secret, când iubești pe cineva, nu te lași, nu-l lași. Așa este, Dumnezeu nu ne lasă din mâinile Lui, dar Dumnezeu vrea ca să-i fim credincioși. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvânte familia care va aduce aici la binecuvântare acest copilaș și să binecuvânte acest copilaș cu izvoarele de sus, cu izvoarele de jos, Dumnezeu să se atingă de ei, pâinea să nu le lipsească din casă și Dumnezeu să le ajute să fie doi părinți credincioși și binecuvântați. Spun foarte scurt, acolo în Germania unde slujesc, este o familie care 12 ani de zile n-au avut copii. Și fiind dirijor de cor, copiii tot timpul aveau tendința de a veni până aici la cor și mămicile se supărau când spuneau să țină copiii în frâu, să-i țină, să aibă grijă de ei. Și l-atacau așa ca niște leoaice. Și atunci Dumnezeu a născut o dorință în inima mea să mă rog pentru el și acolo la ora de rugăciune nu se trimit bilete. Și se spune fiecare ce are, păsul inimii lui, problema din casa lui și întotdeauna mai treceam peste el, peste voia lui. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat că în acea familie va da o mare biruință. Și după luni de rugăciune într-un lanț de 600 de frați care am stat înaintea Domnului, Dumnezeu a adus o mare biruință în această familie. Și aș vrea în dimineața aceasta să vă încurajez și să ne încurajăm unii pe alții, bazat pe cuvântul Evangheliei, spune că Domnul este, aici este un prezent continuu, Dumnezeu este păstorul nostru. Și atunci când e jos, Dumnezeu știe, pentru că ochii Domnului sunt peste noi. În dimineața aceasta, ce vrea de la noi Dumnezeu? O inimă curată. Sigur că putem să venim în locul acesta și să nu-L simțim pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu-ți deschizi inima, dacă nu ai o viață curată, dacă nu ai o trăire curată, dacă nu simți prezența Duhului Sfânt, n-ai cum să-L simți pe Dumnezeu. Unii oameni aleargă de la o biserică la alta sau spun, astăzi a venit cineva la noi. Astăzi este cineva la noi. Iisus Hristos, Domnul. El are putere să ridice pe fiecare din locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai jos, la Psalmul 24, versetul 3, cine va putea
să se suie la muntele Domnului. Întrebarea se pune și aici, în dimineața aceasta. Cine va putea să se suie? Cine poate să stea de vorbă cu Dumnezeu în dimineața aceasta? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și cuvântul lui Dumnezeu ne aduce răspunsul la versetul 4 și spune: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. În dimineața aceasta poate că ai gânduri care te năpădesc, poate că ai păcate care te apasă, poate că ai avut zile în care te-ai gândit că poate Dumnezeu nici nu-i mai pasă de tine. În dimineața aceasta sângele Domnului are putere să spele și să curățească. Rugăciunea aceasta aș vrea să ne ridicăm pe picioare și să facem o rugăciune de mărturisire. Fiecare va veni înaintea Domnului cu starea lui și să-L rugăm ca El să ne spele, să ne curățească. Dacă este nevoie de ceva, ca și în timpul când a venit Domnul și Mântuitorul nostru, este nevoie de pace, frați și surori. Este nevoie de pace în inimă, este nevoie de pace în familie, este nevoie de pace în biserică, este nevoie de pace la locul de muncă, este nevoie de pace peste tot. Și să-L rugăm pe Dumnezeu să-și întingă mâna în dimineața aceasta peste copiii noștri, peste slujitorii din locul acesta și Dumnezeu să lase unitate sfântă. M-am uitat că suntem o armată de oameni, ar trebui, așa cum spune la Faptele Apostolilor, să se cutremure locul acesta când ne rugăm. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat al Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat al Slavei? Domnul oștirilor, El este Împăratul Slavei. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și cu aceste gânduri, toți într-o inimă și o simțire, venim să rugăm pe Dumnezeu ca să-și facă numele de slavă și în al doilea rând să nu uităm ca Dumnezeu să binecuvinte acest copilaș și familia aceasta și să-i poarte pe brațul Său. Amin. Dezbrăcat de gloria cerească, prin Fecioară Tu Te-ai întrupat, într-o iesle Te-ai născut, Mesia, Domnul Păcii, Sfetnic minunat. Dezbrăcat de gloria cerească, prin Fecioară Tu Te-ai întrupat, într-o iesle Te-ai născut, Mesia, Domnul Păcii, Sfetnic minunat. Câțiva pământeni și întregul cer priveau la Mesia în Betleem, venit din străluciri Jehova Elohim, Dumnezeu Iisus Emanuel. Dezbrăcat de gloria cerească, prin Fecioară Tu Te-ai întrupat, într-o iesle Te-ai născut, Mesia, Domnul Păcii, Sfetnic minunat. Dezbrăcat de gloria cerească, prin Fecioară Tu Te-ai întrupat, într-o iesle Te-ai născut, Mesia, Domnul Păcii, Sfetnic minunat. Pace pe pământ, slavă sus în cer, îngerii cântau în Betleem. Mași călăuziți și păstori miți, închinare ți-au adus feriți. Desfrăcat de gloria cerească,
Fecioară, Tu Te-ai întrupat, într-o iesle Te-ai născut Mesia, Domnul Păcii Sfetnic minunat. Au trecut de-atunci 2000 de ani și-o mireasă așteaptă să revii. Și-n văzduh în slavă, unde mire drag mi-o-m întâlni. Psalm 103, de la versetul 8, spune în felul următor. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Aș dori și în dimineața aceasta binecuvântarea Domnului să fie peste noi. Aceste minunate cuvinte pe care le spune psalmistul David, omului Dumnezeu, care nu doar din tinerețea lui, din copilăria lui, l-a slujit pe Dumnezeu și a căutat să se apropie de Dumnezeu, a constatat că acest Dumnezeu care uneori este un Dumnezeu aspru, care la sfârșitul vremurilor va fi un judecător aspru, pentru că El este drept în hotărârile Lui și fără vină în judecățile Lui, este astăzi încă un Dumnezeu bun, un Dumnezeu plin de milă, un Dumnezeu plin de îndurare. Și facă Domnul ca toți cei ce suntem aici să gustăm din această bunătate a Lui Dumnezeu. Pentru cine oare vorbește aici cuvântul Lui Dumnezeu în felul acesta? Cine poate fi beneficiarul acestor binecuvântări ale lui Dumnezeu? Și cea mai mare dintre ele spune, nu ne face după păcatele noastre și nici după fără de legile noastre. Pot să fiu eu și pot să fii dumneata, oricare ești în locul acesta, beneficiarul acestei binecuvântări, acestei iertări, și a multor binecuvântări pe care Dumnezeu le dă oamenilor, pentru că în lumea noastră a venit Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, când stăm să începem aceste sărbători, oarecum controversate în privința datei, spun unii, în privința faptului că în primele secole nu s-a sărbătorit această sărbătoare, noi credem că important este, înaintea lui Dumnezeu, cum sărbătorim această sărbătoare. Că de altfel viața noastră, în fiecare zi, stă sub semnul întrebării acesteia. Cum îl slujim noi pe Dumnezeu? Cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Și cred că cel mai important lucru, într-o vreme ca aceasta și nu numai, ci întotdeauna, este ca orice om să fie în relații de pace cu Dumnezeu. În relații de pace pentru că Dumnezeu își dorește aceasta, în primul rând. De aceea El îndepărtează păcatele noastre, nu pentru că merităm, nu pentru că noi am fi făcut ceva, ci pentru că El este plin de milă și de îndurare. Citim în cuvântul lui Dumnezeu una dintre
lucrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut și o pildă în care Domnul Iisus Hristos spunea felul în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și vorbea despre un om care avea o datorie uriașă pe care nu o putea plăti sub nicio formă. Este datoria noastră a fiecăruia față de Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem spune am făcut tot ce-i place lui Dumnezeu. De atâtea ori ne-am plăcut nouă înșine sau altora și poate nici măcar nu ne-am pus problema dacă îi placem și lui Dumnezeu. De atâtea ori în cuvintele noastre n-am fost vegheatori înaintea lui Dumnezeu. De atâtea ori în gândirea noastră, uneori foarte filozofică, n-am fost credincioși lui Dumnezeu întru totul. De atâtea ori în căutările noastre, n-am fost identici cu dorințele lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că suntem din țărână, spune cuvântul Domnului. Suntem atinși de păcat. Trăim într-o lume de felul acesta. Însă Dumnezeu ne spune aici prin psalmist cum se îndură un tată de copiii lui. Așa se îndură și vrea Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Și în acea pildă spunea Domnul Iisus Hristos că cel care era atât de dator s-a aruncat cu fața la pământ. Și a spus, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Știa împăratul acela că n-are de unde. Că de fapt această aruncare înaintea lui este doar o cerere de milă. N-avea cum să plătească și spune că i s-a făcut milă de el. N-ar fi fost drept să fie așa. Pentru acea mare cheltuială cineva a muncit. Însă Dumnezeu, ca cel care se identifică cu acel împărat milostiv, ne spune că și-a făcut milă și Domnul să-și facă milă de fiecare dintre noi, să lase binecuvântarea Lui peste noi în sărbătorile acestea, să lase iertarea Lui în fiecare inimă. Însă spune cuvântul Domnului, când omul acesta a plecat dinaintea împăratului, după ce fusese iertat, l-a întâlnit pe unul din tovarășii lui, care era dator puțin. Și spune că și-a cerut datoria, pe care nici acela la rândul lui nu o putea plăti. Și a spus, mai îngăduiește-mi. Biblia spune, cuvântul Domnului Iisus, el n-a voit să-l ierte. Și aș dori astăzi, când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, în locul acesta, când stăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem îndurare, să cerem ajutor de la Dumnezeu, să cerem binecuvântări de la Dumnezeu, să ne punem și noi întrebarea aceasta, dacă noi la rândul nostru avem o inimă ca inima lui Dumnezeu, plină de îndurare și plină de iertare. Și pilda spune mai departe că împăratul a auzit că cel pe care îl iertase la rândul lui n-a iertat și l-a chemat înapoi. Aș dori ca felul în care ne închinăm noi în dimineața aceasta să nu fie o chemare înapoi a lui Dumnezeu pentru noi într-o zi ca a judecății. Eu te-am iertat, eu te-am binecuvântat. Tu ce ai făcut? Îmi dori ca și în inima noastră bunătatea lui Dumnezeu să pătrundă și în inima noastră dragostea lui Dumnezeu să pătrundă și în inima noastră binecuvântările pe care ni le dorim pentru noi să-și aibă loc și pentru ceilalți din jurul nostru. Sigur că mă bucur pentru că biserica noastră în vremea aceasta s-a mobilizat în direcția aceasta să-i ajute pe cei care sunt în nevoie. Dar știți dumneavoastră că chiar în mijlocul multor binecuvântări, eu sau dumneata pot fi unul care face excepție. De aceea am dorit să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, am dorit în rugăciunea aceasta în care cerem de la Dumnezeu pentru nevoile noastre, poate cele mai multe nevoi spirituale, poate avem de toate, sau poate nevoi de sănătate,
Vedeți, sunt lucruri în lumea aceasta pe care oamenii le pot da. Și sunt lucruri în lumea aceasta în care banii contează. Dar sunt lucruri în care nici oamenii nu ne pot ajuta și nici banii nu contează. Contează Dumnezeu, care poate avea milă de noi, care se poate îndura de noi, care se poate atinge de noi. Și dacă ai probleme de felul acesta, Dumnezeu se îndură cum se îndură un tată de copiii Lui. Însă și inima ta trebuie să fie recunoscătoare. Doriți să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu în sensul acesta. Știți, când vorbea la început fratele Adi despre faptul că trebuie să fim recunoscători, mi-am adus aminte că în vremea aceasta cineva m-a sunat de dincolo în legătură cu o familie din sat de la noi și a spus, am vrea să le cumpărăm lemne, că iarna este aici și se anunță grozavă și ei n-au lemne. Și am răspuns imediat la această solicitare. Știți care a fost rezultatul? Lipsă de recunoștință. M-am întrebat atunci, oare în ce lume trăim? Oare eu la rândul meu și dumneata și oricare dintre noi care suntem aici, avem noi recunoștință îndeajuns față de Dumnezeu? Adică nu mă puteam aștepta la altceva, la orice, dar nu la așa ceva. Și lucrurile acestea se întâmplă. Am dorit să conștientizăm binecuvântările lui Dumnezeu în aceste sărbători. Și nevoile noastre pe care le avem și pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu să fie în ton cu aceste lucruri. O inimă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Spunea fratele Negritaș că sărbătorile acestea sunt ocazia ca oamenii să răspundă da chemării lui Dumnezeu. Ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să se apropie de Dumnezeu, de un Dumnezeu atât de bun, atât de îndurător, atât de milostiv, dar care așteaptă o inimă curată. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, cu atitudine smerită, cu atitudine de recunoștință, cu hotărârea de a-L sluji pe Dumnezeu și mai ales având în vedere nevoile noastre și ne vom ruga și pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în suferință, să știți că sărbătorile care aduc bucurie celor mai mulți oameni, pentru unii nu aduc decât pastile în plus, nu aduc decât lacrimi în plus, nu aduc decât singurătate în plus, de aceea nu ne mirăm că în ajunul sărbătorilor unii își pun capăt vieții. Conștientizează mai bine decât în alte situații, cât de singuri sunt. Scumpii mei, noi nu suntem singuri, noi îl avem pe Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și mai mult decât atât, noi putem beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu dacă ne apropiem cu o inimă curată. Domnul să ne binecuvinteze la acestea. Amin. Să ne rugăm Domnului. Vestea bună din cer îngerii ne-au adus, s-a născut al lumii Salvator. Jos la oameni din cer Dumnezeu a coborât să mântuiască tot ce-i pierdut. Jos la oameni din cer Dumnezeu a coborât să mântuiască tot ce-i pierdut. Domnului, Hosanna-le
de daruri cântând bucuroși. De aceea și noi vrem prin cânt să slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. De aceea și noi vrem prin cânt să slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. Să ne binecuvinteze pe unul fiecare care suntem adunați în această dimineață în numele Lui. Vă mărturisesc că sunt plăcut impresionat să văd atât de mulți oameni într-o duminică dimineața venind la casa lui Dumnezeu să-și aducă închinarea și darul înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să rămâneți tot așa în continuare. Eu zic că sunteți un exemplu pentru bisericile din România și mă rog să rămâneți tot așa. Și cred că se aplică foarte bine unul dintre versurile cântării pe care vrem să le cântăm, care spune: e mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea, e mult prea scumpă îmbrățișarea să spară vreo iertare grea. Și având în vedere că sunteți atât de mulți înaintea lui Dumnezeu, îmi demonstrează faptul că pentru voi nu a fost mai bine să stați acasă, ci a fost mai bine să veniți înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe unul fiecare. Amin. Scumpă viața asta ca s-o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții, să-l poți uita și un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. Statorniciei la sfârșit, să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. Să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea, să nu-i dai totul pe pământ.
Și pacea inimii și slava statornicului legământ. Și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și raiul să nu dai tot să-l ai acum. E mult prea scump Hristos și raiul să nu dai tot să-l ai acum. Amin. Și mă rog ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne ajute să realizăm acest lucru, că e mult prea scump Hristos și raiul să nu dăm tot ca să-l avem acum. Știu că de multe ori suntem prinși de mersul acestei lumi și vă spun din calitatea unui tânăr care este căsătorit și cu toții avem vise, avem țeluri, încercăm să ne facem rost pe acest pământ, dar aș vrea să împlinim ce spune în Biblie, mai întâi să căutăm împărăția cerurilor și toate celelalte ne vor fi date pe deasupra. Aș vrea să cânt o cântare mai veche compusă de Costache Ioanid. Mi este o cântare foarte dragă sufletului meu și aș vrea să o împlinim cu toți în această dimineață. Refrenul ei spune: lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine în inima de om ce mi bate în piept. Și mă rog ca în această dimineață să nu ne legăm sufletul de nimic altceva decât de Dumnezeul nostru. Amin. Sufletul
Cine-i ca El, cine-i ca Dumnezeu, atotputernic împărat, Domn peste toate înălțat, plin de îndurare și milos, în toate El e credincios, dragostea Lui de neînțeles m-a ales. Să lăudăm pe El, e veșnic Dumnezeu, munții și marea înaintea Lui se pleacă. Orice făptură va vedea neprihănirea sa, vrednic de laudă ești doar tu, Iisus. Să primesc nimic din lume, nu-mi va da pacea ce-o am din mâna ta. Nimic nu poate înlocui prezența ta. Să lăudăm pe El, e veșnic Dumnezeu, munții și marea ce făptură va vedea neprihănirea sa, vrednic de laudă ești doar tu, Iisus. Să lăudăm pe El, e veșnic Dumnezeu, munții și marea înaintea Lui se pleacă. Orice făptură va vedea neprihănirea sa, vrednic de laudă ești doar tu, Iisus. Orice făptură va vedea neprihănirea sa, vrednic de laudă ești doar tu, Iisus. Într-o lună de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, am făcut aproximativ 20.000 de kilometri cu mașina. Asta este o medie de 650 de kilometri pe zi. Ne cerem scuze, poate că oboseala ar spune puțin cuvântul, dar vrem ca toate să fie spre slava lui Dumnezeu în această dimineață. Având în vedere că urmează să se apropie sărbătoarea nașterii Domnului, aș vrea să cânt și eu un colind, un colind care ne vorbește despre acei oameni atunci când Iosif și Maria s-au dus să bată la uși. Oamenii au pregătit doar oiesle lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Și colindul acesta ne arată regretul acestui om că nu știa că însuși Dumnezeu i-a bătut la ușa lui și l-a primit doar într-o oiesle, dar Iisus Hristos i-a dăruit în schimb viața. Mă rog ca în această dimineață, dacă Iisus Hristos nu este născut în inima dumneavoastră, să-L primiți, pentru că El merită să fie lăudat din toată inima. Amin. Să-i găzdui
slujească pe Iisus voia. Nu am loc în casă și pentru voi, dar alături am un staul de oi. Nu știam că este cel ce-a creat pământul întreg, doar o ies le-am avut pentru el. Doar o ies le-am avut pentru el. Au venit magii păstori să se închine pruncului, iar ostea îmi lumina toată încăperea grajdului. Cine este acest prunc înfășat? Se ce-a pus stelele pe cer, doar o ies le-am avut pentru el. Doar o ies le-am avut pentru niciodată n-am să uit că la ușa mea de lemn, într-o seară de Crăciun, a bătut chiar însuși Dumnezeu. N-am primit un rege în casa mea și mult timp de atunci eu am regretat. Nu știam că el va fi cel ce mă va mântui, doar o iesle eu i-am oferit. Însă el viața mi-a dăruit. Nu știam că el va fi cel ce mă va mântui, doar o iesle eu i-am oferit. Însă el viața mi-a dăruit. Astăzi, pentru prima dată în forma aceasta, în casa Domnului, alături de băiețelul lor. I-a binecuvântat Dumnezeu cu un băiețel, și-au dorit un copil, Dumnezeu l-a dat, și uitați-l pe Achim Lazar, pentru prima dată în casa Domnului. Dumnezeu să-l binecuvânteze! Mai fac lucrul acesta, să spun dacă este băiat sau fată și eventual numele, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, de multe ori stau pe scaun și dacă nu știu, îmi pun întrebări, e băiat sau fată? Că acum, după ținută, ne putem da seama că este băiețel, dar nu întotdeauna, iar cu numele e mai complicat. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă gândiți, de unde, domnule, Achim? Sau unii dintre noi spunem, e din Biblie? Dacă e din Biblie, nu știu, părinții poate sunt mai credincioși, zicem noi uneori. Achim e din Biblie? Poate că Ioachim ar fi din Biblie, nu? Ei, să știți că ceva în genul s-au gândit ei și în forma aceasta a apărut Achim.
Dumnezeu să-i binecuvânteze. O anumită poveste, într-o anumită măsură o știu, mi-a spus Iulia câteva lucruri, dacă sunteți curioși, întrebați. Dragii mei, astăzi vreau să am câteva gânduri pentru ei și pentru noi toți. Mă bucur că sunt aici și copii, mai mulți ca de obicei, duminică, dimineață, ei de obicei fiind la școala duminicală, astăzi sunt aici. Astăzi am pregătit câteva gânduri pentru ei și pentru cei doi, pentru copii și pentru noi toți. Și gândul este așezat sub acest titlu, Dăruiește, nici prea puțin, dar nici prea mult. Ca și părinți, fiecare dintre noi ne gândim ce putem să facem pentru copiii noștri. Se leagă puțin lucrurile și de sărbătoarea care ne stă înainte, sărbătoarea nașterii Domnului, când ne aducem aminte de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă oamenilor pe Domnul Iisus Hristos și cu ocazia acestei sărbători, oamenii în general își fac daruri, își fac cadouri unul celuilalt. Noi ca și părinți dăruim copiilor noștri și mai toți vrem să dăruim cât mai mult, cât mai mult. Există și expresii care s-au încetățenit așa în mintea noastră, eu vreau să aibă copilul meu ce n-am avut eu, vreau să facă școala pe care eu n-am reușit să o fac, vreau să obțină un anumit nume pe care eu nu l-am obținut și așa mai departe. Există un verset în Biblie care spune în felul următor. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 14, a doua parte a acestui verset spune așa. Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și veți spune unii, păi vezi, scrie. Noi trebuie să agonisim, noi trebuie să dăruim, noi trebuie să dăm copiilor noștri. Dragii mei, așa este. Părinții trebuie să se lupte în sensul acesta și să agonisească pentru copiii lor. Dar aș vrea să precizez câteva lucruri, eu zic, extrem de importante pentru viața de familie, pentru ei doi și nu numai, ci pentru noi toți cei care suntem părinți și copii deopotrivă. Copiii nu primesc întotdeauna ceea ce își doresc. E adevărat? E adevărat. Nu întotdeauna ceea ce își doresc copiii, părinții le fac cadou. Nu. Ei, aceasta este o lecție pe care părinții ar trebui să o transmită mereu și mereu copiilor lor. Copiii nu primesc întotdeauna ceea ce își doresc. Copiii primesc și trebuie să primească întotdeauna ceea ce ar trebui, de ceea ce ei au nevoie. Știți de ce? Pentru că prea multe lucruri bune nu mai sunt deloc bune. Cum vine asta? Prea multe lucruri bune nu sunt deloc bune. Aș vrea să vă dau un verset din Scriptură. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 25 așa. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o verși din gură. V-ar să zică, prea multe lucruri bune nu mai sunt așa de bune. Cu alte cuvinte, de la bun început noi trebuie să înțelegem că noi, ca și părinți, trebuie să fim echilibrați în ceea ce înseamnă dăruirea lucrurilor în dreptul copiilor noștri. Sau cum zice Scriptura, cumpătați. Solomon a făcut o discernere foarte clară și aș putea zice cu anumită forță când a scris acest verset din Proverbe 25, încercând să spună că există o mare diferență între ceea ce ne trebuie și ceea ce vrem. Între nevoie și dorință. Între nevoie și dorință. Părinții știu că este mai puțin complicat să dai unui copil ceea ce are nevoie decât a încercat să-i satisfaci, să-i mulțumești toate dorințele. Părinții, cred eu că se simt
dator să îndeplinească toate nevoile copilului lor. Cu toate că, să știți, că și-a încercat să îndeplinești toate nevoile, la un moment dat te poate epuiza. Spunea cineva, un tată a patru copii, în felul următor: când am avut primul copil, am fost foarte grijuli, foarte grijuli, am încercat să facem totul a la carte. Dacă o suzetă cădea jos, repede o luam și o sterilizam, o curățam, să nu cumva să o mai dăm în forma aceasta copilului. La al patrulea copil, spunea el, dacă o suzetă a căzut, o luam, o ștergeam o dată de pantalon și o dăteam înapoi. Pentru că uneori chiar și nevoile pot să te epuizeze, dar minte, dorințele unui copil. Sigur că, din nefericire, există și o anumită dragoste părintească care nu funcționează normal. Nu cred că este cazul între noi, sau cel puțin n-ar trebui să fie. Există unii părinți care își neglijează într-o anumită formă copiii, chiar de nevoile lor, neîndeplinindu-le nevoile lor, și uneori copiii de felul acesta se simt abandonați și neiubiți. Spunea Apostolul Pavel în felul următor: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și este mai rău decât un necredincios. Dragii mei, atunci când nu îndeplinim nevoile celor din casa noastră, aș vrea să vă spun că într-o anumită formă noi negăm credința pe care o proclamăm uneori. Cu nevoile o înțelegem, dar se pune o întrebare. Părinții, da, au obligația să îndeplinească nevoile copilului lor, dar cum rămâne cu dorințele? Aici este marea problemă și aici rămâne la abilitatea noastră a părinților să vedem cum rămâne cu dorințele copilului nostru. Pentru că, așa după cum spuneam, există o diferență între nevoi și dorințe. Când vorbim despre nevoi, vorbim despre nevoia de hrană, vorbim despre nevoia de îmbrăcăminte, de protecție, de îngrijire medicală și așa mai departe, care, eu spun că nu sunt negociabile. Ca și părinți, suntem datori să îndeplinim toate aceste nevoi pentru copiii noștri. Însă, atunci când vorbim despre dorințe, dorințele sunt foarte negociabile, foarte negociabile. Pentru că odraslele noastre sunt foarte pricepute în a transforma nevoile în dorințe, sau dorințele în nevoi, mai bine spus. Ei sunt niște negociatori foarte buni, de aceea trebuie să știm foarte clar ce trebuie să le dăm și ce nu trebuie să le dăm. Pentru că apare o mare problemă aici. Dacă nu reușim să facem o discernere clară între nevoi și dorințe, există foarte mari șanse ca acel copil care este în casa noastră să devină un răsfățat. Un răsfățat. Și poate chiar și copiii noștri sunt uneori răsfățați. Înțeleptul Solomon spune în felul următor: copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Sau, cu alte cuvinte, parafrazat, copilul răsfățat face rușine părinților. Și așa și este. Așa și este. Probabil că ați văzut și dumneavoastră situații, sau poate unii chiar ați trăit pe pielea dumneavoastră situații când, mergând în oraș și intrând într-un magazin, într-un anume magazin poate, ați ieșit de acolo rușinați, pentru că el sau ea a avut o atitudine care nu v-a făcut prea multă cinste. De ce eu, ca și părinte, cedez în fața dorințelor copiilor mei? Care este scopul pe care eu îl urmăresc? De ce eu cedez? Dragii mei, dacă noi cedăm în fața dorințelor copiilor noștri, pentru că ei ar putea să perceapă lucrul acesta ca fiind o lipsă de dragoste, de generozitate și de bunătate, aș vrea să vă spun foarte clar că în forma aceasta noi ne răsfățăm copiii. Noi trebuie să facem ca părinți ceea ce pare cel mai bine pentru ei, chiar dacă ei nu înțeleg, chiar dacă ei nu acceptă, chiar dacă ei spun că părerea lor este mai bună și mai grozavă, cel puțin în situația respectivă.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, și asupra acestui verset voi reveni puțin mai târziu. Părinții ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine. Asta scrie în Scriptură. Părinții ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine. A spune da la dorința unui copil poate să fie uneori o dovadă de iubire, dar aș vrea să fim cu mare, mare luare aminte că în unele cazuri a spune nu în dreptul unei dorințe a unui copil, în dreptul unei anumite situații, poate să însemne tot o dovadă de iubire, tot o dovadă de protecție, tot o dovadă de a încerca să-l pregătim pentru viața reală în care el a intrat și în care el va continua să trăiască. Pentru că și ei trebuie să înțeleagă că nu putem să avem tot ceea ce ne dorim. Dragi copii, aș vrea să înțelegeți foarte bine, părinții voștri își doresc anumite lucruri și nu pot să le aibă. Și voi trebuie să pricepeți că nu tot ceea ce vă doriți puteți să aveți. E greu să spunem mami la lucrul acesta, dar să știți că este un mare adevăr. Aș vrea să mai punctez un lucru și anume faptul că atunci când dăruim copilului nostru cu înțelepciune, el se simte iubit și motivat să-și arate respectul față de noi. Am notat în continuare câteva motive întemeiate pentru a dărui copilului nostru, pentru că uneori suntem așa în două extreme. Unii care, domnule, auzi ce s-a spus la biserică, fără daruri, gata, am terminat, nevoile, astea sunt importante. Și alții care spun, bine, lasă că am auzit predici de felul ăsta, știm noi cum, ne descurcăm noi, dorințele, astea sunt importante. Aș vrea să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cel puțin trei motive întemeiate pentru a dărui copilului nostru. Copilul nostru are nevoie de noi și copilul nostru are nevoie să vadă iubirea noastră față de el și uneori această iubire se materializează și dăruind. Primul motiv este acesta. Dăruim copiilor pentru a le dovedi dragostea și generozitatea noastră. Dăruim copiilor pentru a le dovedi dragostea și generozitatea noastră. Dragii mei, eu cred că generozitatea și dăruirea în dreptul copiilor noștri trebuie întotdeauna să nască un sentiment de unitate familială care duce apoi la momente extraordinare petrecute împreună, în casă, în familie. Pentru că generozitatea produce reciprocitate. Poate că ați întâlnit situații când ați dăruit un lucru, o jucărie copilului dumneavoastră, a luat-o, s-a uitat la ea sub un minut, a lăsat-o jos și și-a văzut de ale lui. Sau altă dată a luat jucăria, a plecat în camera lui, a închis ușa, dacă are o camera lui, și a rămas acolo. Eu cred că dăruind cu înțelepciune, atunci când trebuie și cum trebuie, copiilor noștri putem să le dovedim dragostea și generozitatea noastră, iar lucrul acesta trebuie să se vadă într-un mod reciproc. Spun lucrul acesta pentru că, uitați ce zice cuvântul Domnului tot în Cartea Proverbe. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Adică o reciprocitate în ceea ce înseamnă generozitate, iubire, dăruire. Poate că atunci când vorbim despre a dărui, unii dintre noi ne facem foarte bine calculele, ne căutăm prin buzunare, verificăm cardul și ne dăm seama că e puțin mai complicat ca să dăruim ceva în plus nevoilor. Însă, aș vrea să punctez ceva ce eu cred că ne caracterizează pe absolut toți, indiferent că suntem bărbați sau femei în locul acesta, și anume faptul că ceea ce așteaptă, cred eu, copiii noștri, în mod deosebit de la noi toți, este timpul nostru. Darul cel mai de preț pe care noi putem să-l facem copiilor noștri este timpul. Alergăm mult,
zicem noi pentru ei și totuși, uneori, parcă n-au nevoie de ceea ce reușim noi să le punem înaintea lor, la dispoziție, ce au nevoie de noi. Dragii mei, dăruind copiilor noștri timpul nostru, ei vor vedea prin lucrul acesta faptul că iubim, că iubim și că ne pasă de ei. Dumnezeu să lucreze în viața noastră, pentru că timpul nu costă. Dacă celelalte lucruri costă și facem orice ca să aibă și ei ce au alții, timpul nu costă. Să-l punem și la dispoziția copiilor noștri. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că dăruim copiilor noștri pentru a învăța să-și manifeste recunoștința și respectul. Nu vorbesc aici despre mită, că nu este de dorit nici în viața familială și nici în alte circumstanțe. Spun că noi trebuie să dăruim copiilor noștri bunătate sau cu bunătate și cu multă dragoste și apoi trebuie să învățăm că ei trebuie să arate mulțumire și respect față de lucrul acesta. E adevărat că nu putem să-i obligăm pe copiii noștri să ne respecte. E adevărat, respectul se câștigă. Respectul se câștigă și în viața de familie, respectul se câștigă și la școală, respectul se câștigă și la locul de muncă și chiar și în biserică, respectul se câștigă. E adevărat, dragii mei, că nu putem să-i obligăm să ne respecte, dar putem să-i învățăm ce important este ca ei să aibă o atitudine de recunoștință, de mulțumire și de respect. Dar aș vrea să punctez ceva important aici, anume faptul că copiii noștri pot să vadă atitudinea noastră de respect și de recunoștință față de Domnul prin ceea ce El ne dă nouă. Adică, de câte ori copilul meu mă vede pe mine arătându-mi recunoștința față de Dumnezeu pentru câte lucruri mi-a dăruit El, de câte ori? Dacă el va vedea lucrul acesta, va învăța să fie recunoscător, generos și respectos față de noi, cei care i-am dăruit anumite lucruri. Copiii noștri trebuie să vadă și să înțeleagă că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor. Când Dumnezeu ne face parte de multe binecuvântări, când Dumnezeu ne dă multe daruri, frați și surori, copiii noștri trebuie să vadă adânc înrădăcinat în inima noastră recunoștința față de El și vor învăța de la noi, vor învăța de la noi. Ei, e adevărat că nu există nicio garanție. La fel cum și nouă ni se întâmplă uneori să ne dea Dumnezeu multe binecuvântări și să nu fim mulțumitori. Se întâmplă lucrul acesta și poate că nu odată. Nu există nicio garanție că dacă noi vom face așa, copiii noștri ne vor călca pe urme, dar aș vrea să vă spun că generozitatea naște asemenea atitudini. De aceea este important să dăruim copiilor noștri, în felul acesta ei învățând să își arate recunoștința și respectul față de noi. Și-am mai notat ceva, și anume faptul că dăruirea cu generozitate îi ajută pe copiii noștri să descopere că sunt valoroși atât pentru noi cât și pentru Dumnezeu. Lumea în care trăim ne-a dus în situația în care să stăm puțin timp cu copiii noștri. Societatea în care ne învârtim acum ne-a dus într-o anumită extremă, zic eu, încât să stăm puțin acasă, puțin cu copiii noștri. Și nu mai reușim să arătăm copiilor noștri câtă valoare au ei. Doar printr-un cadou uneori este prea puțin. Dar copiii noștri trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că ei sunt valoroși pentru noi și pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cred că ar trebui totodată să transmitem copiilor noștri că noi dăruim anumite lucruri și anumite daruri nu pentru faptul că ei neapărat merită, ci pentru faptul că îi prețuim. Pentru că probabil că și dumneavoastră vi s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și altora, să dăruiască ceva copilului, chiar dacă el nu merită. Dăruim pentru că îi prețuim. Dăruim pentru că îi prețuim. Vă întreb, am meritat noi ceva când Dumnezeu din slavă l-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta? Am meritat noi ceva? Nu am meritat nimic. N-am făcut nimic ca să merităm lucrul acesta, dar El, pentru că ne-a prețuit,
ni l-a dat în dar pe Domnul Iisus. Lăudat să fie numele Lui. Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus predica de pe munte, uitați-vă la păsările cerului, spunea El. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng, nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Adică vietățile acestea nu merită nimic și totuși El le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și sigur că răspunsul este ba da, cum să nu suntem mai de preț? Există, dragii mei, oare posibilitatea să dăruim copiilor noștri cu gândul de a învăța că ei sunt valoroși? Să dăruim cu intenții bune și totuși să sfârșim prin a ne răsfăța copiii? Există și posibilitatea aceasta și răspunsul este da, desigur. Există. Pentru că spunea cineva un lucru care mie mi-a plăcut și anume a dărui ceva unei persoane, spunea autorul respectiv, include riscul de a-i submina, spunea el, fibra spirituală și caracterul. Și exemplific lucrul acesta în felul următor. Moise, conducătorul poporului lui Dumnezeu, ieșind din Egipt, mergând spre țara promisă, i-a învățat pe israeliți legea lui Dumnezeu. Și le-a spus israeliților, părinților din vremea de atunci, ce trebuie să împlinească ei. Și le-a spus părinților, ascultați voi și învățați apoi pe copiii voștri. Oamenii aceștia trebuiau să nu uite câteva adevăruri extrem de importante. Dumnezeu le-a dat multe binecuvântări pe parcursul zecilor de ani pe care ei au petrecut în pustie. Ajunși în țara promisă, țară în care curge lapte și miere, vorba Scripturii, o țară binecuvântată, ei trebuiau să înțeleagă că Dumnezeu le-a dat cetăți și ei nu le-au zidit. Că aveau parte de fântâni pe care nu le-au săpat. Că aveau acolo vii și livezi de măslin și ei nu le-au plantat. Toate aceste lucruri erau binecuvântările care veneau peste ei și erau din partea lui Dumnezeu, dar ei trebuiau să înțeleagă un lucru, că aceste binecuvântări nu trebuie să-i ducă la atitudinea de oameni răsfățați. Răsfățați! Oameni care să zică, ei, cine suntem noi? Ei trebuiau mereu cu respect, cu mulțumire în suflet să privească spre Dumnezeu, care le-a dat toate acele lucruri. Lăudat să fie numele Domnului! Pentru că, uneori, dragii mei, prea multe lucruri pe care le dăm copiilor noștri pot să-i facă egoiști, chiar extrem de egoiști. Știți de ce zic lucrul acesta? Revenind tot în cartea Proverbe, înțeleptul Solomon spune în Proverbe 30 așa, lipitoarea are două fețe, dă și dă. Adică ai primit acum, mai vrei. Ai căpătat ceva, mai vrei. Nu trebuie să lăsăm pe copiii noștri să devină robi care nu slujesc lui Hristos, Domnului nostru, ci pântecelui lor, spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 16. Când îi răsfățăm pe copiii noștri, știți cum ne privesc copiii pe noi? Nu ne privesc ca niște părinți iubitori, darnici, ci ne privesc ca un fel de lampa lui Aladin, care oricând îți pui o dorință, repede mama și tata o împlinesc. Este posibil ca ei, într-o formă superficială, zic eu, să-și arate respectul față de noi, dar în momentul în care robinetul se închide și nu se mai împlinesc dorințele și respectul să se dizolve și să-și ia zborul. Dragii mei, israeliții care au primit atât de multe binecuvântări de la Domnul, au trăit în desfătări datorită bunătății lui Dumnezeu, au sfârșit prin a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Copiii noștri ar putea face același lucru. Și acum sigur că poate ne punem următoarea întrebare și totuși, există vreo formulă ce pot să urmez și să evit ideea asta de a da prea mult copilului meu? Că învățăm să fim echilibrați, că învățăm că prea mult strică, dar învățăm că și prea puțin nu e bine. Și totuși, care e formula? Că ne plac nouă formulele și uneori am vrea ca lucrurile să fie foarte clare, așa zicem noi, pentru situațiile în care ne aflăm. Există vreo cale fără greșeală de a ști dacă e mai bine sau nu să dăruim anumite lucruri copiilor noștri? De exemplu,
Știm noi dacă e bine sau nu să cumpărăm un telefon scump sau foarte scump copilului meu. Ne înțelegem poate acasă cu soția, dragă, cum facem? El vrea, dar cum facem? Sau să e vremea cumpărării hainelor, știu și eu, începe școala sau vin sărbătorile, că atunci avem noi anumite momente în viață când ne cumpărăm mai multe haine. Oare cum e mai bine să luăm din cele mai scumpe? Sau? Oare dacă l-am trimite la o universitate mai exclusivistă, să zicem, e bine sau nu? Dacă ne punem toate aceste întrebări, am vrea totuși să existe o formulă la toate aceste lucruri. Aș vrea să vă spun că nu există nicio cale pe care să vă spun acum în trei cuvinte și să spun dacă faceți așa, nu greșiți, întotdeauna se vor îndeplini lucrurile. Dar există un principiu biblic, dragii mei. Există un principiu biblic și eu cred că dacă vom rămâne lângă acest principiu, vom avea numai de câștigat. Noi, ca părinți și copiii noștri. Principiul acesta biblic este, așa cum am anticipat în Evrei, capitolul 12. Recitesc. Părinții ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e mai bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Ce înțeleg eu din acest verset? Care este principiul care ar trebui să ne caracterizeze viața noastră? E adevărat, dragii mei, că uneori în creșterea copiilor e nevoie și de un gram de intuiție. E adevărat. Dar Evrei, capitolul 12, ne asigură de următorul lucru. Noi, dacă îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, noi, dacă ne punem toată încrederea noastră în El, în Iisus Hristos, El promite că ne va călăuzi în fiecare zi de a lua decizia cea mai bună pentru creșterea copiilor noștri, în ciuda multor situații și decizii pe care trebuie și putem să le luăm în dreptul copiilor noștri. Dragii mei, rămânând credincioși lângă El, El ne va înțelepți și ne va ajuta să luăm cele mai multe decizii. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Nu e întotdeauna ușor, nu e întotdeauna așa negru pe alb, dar totuși, principiile rămân principii. Adevărurile rămân adevăruri și cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Omul lui Dumnezeu spunea, dacă îl urmăm pe Hristos, dacă avem încredere în El, El va fi Cel care ne va călăuzi în fiecare zi, vom lua decizia cea mai bună dintr-un număr uluitor, nespus de mare, de opțiuni în legătură cu copiii noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dăruiește, nici prea mult, dar nici prea puțin. Trebuie să dăruim, frați și surori, copiii noștri au nevoie de noi, dar trebuie să fim echilibrați în toate lucrurile, ținând cont de câteva principii, de câteva adevăruri în viața noastră de familie, va fi bine de noi. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute Dumnezeu să ne creștem copiii așa cum vrea El, să nu ajungă niște răsfățați, și să nu mai știm cum să ne scoatem cămașa cu ei. Dar, dacă vom rămâne aproape de cuvântul lui Dumnezeu, va fi bine de noi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți să stăm acum ridicați, să pregătim o cântare pe care o să cântăm cu întreaga biserică. Când se naște un copil, tristețea din lume dispare. Mame și îngeri mâinile-și dau la post de infinit. Cerul parcă-i mai senin și soarele lucește mai tare. Un copil e un semn că mai e iubire pe pământ. Cer și pământ,
și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Achim, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Achim, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Achim, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea sfințeniei tale, Doamne, stăm în această zi și l-am în brațele mele pe Achim. O binecuvântare, Doamne, pentru familia lui. Îți mulțumesc, Doamne, că ai dăruit această binecuvântare acestei familii. Și mă rog, Doamne, ca întotdeauna ochii tăi să fie îndreptați spre el. Mă rog, Doamne, pentru Achim, ca tu să-l binecuvântezi cum tu știi mai bine, cu binecuvântări de sus și binecuvântări de jos. Doamne, tu știm că viața lui este în mâinile tale. Noi știm lucrul acesta, Doamne. Noi știm că tu ai pregătit lucruri deosebite pentru el. Noi știm, Doamne, că tu știi numărul pașilor pe care el îi va face în lumea aceasta. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Înseamnă, Doamne, că este în mâinile tale, că tu ești cel care vei veghea și îl vei binecuvânta cum numai tu știi să o faci. Lăudat să fie numele tău. Mă rog, Tatăl meu din cerul, să-i dai sănătate în trupul lui. Mă rog, Doamne, să-l crești mare, să fie cu minte, ascultător de părinți și ascultător de tine. Mă rog, Doamne, atunci când va crește mare și va putea să discearnă binele de rău, să te aleagă pe tine. Ne rugăm, Doamne, să fie un slujitor destoinic pentru împărăția ta. Să fie, Doamne, un bun cetățean, să fie, Doamne, un bun credincios pentru împărăția ta. Doamne, îndură-te de el. Mă rog, Doamne, să producă întotdeauna bucurie părinților lui. Mă rog, Tatăl meu din cerul, să-i dai multă, multă înțelepciune. Mă rog, Doamne, să crești credința în inima lui și să-l ajuți, Tatăl meu din ceruri, să te aibă pe tine întotdeauna ca model. Mă rog pentru părinți, mă rog, Doamne, pentru Dan și mă rog pentru Iulia, Doamne, ca tu să-i binecuvântezi și cu multă înțelepciune care vine tot de la tine, să-i ajut să-l crească pe Achim în frica ta. Mă rog, Doamne, să le dai putere să dăruiască, nici mult și nici puțin, să fie cumpătați în tot ceea ce înseamnă creșterea și educația lui Achim. Mă rog, Tatăl meu din ceruri, să-i ajuți și pe ei să fie un model pentru el. Și în felul acesta, această familie să fie mereu și mereu în atenția ta. Doamne, binecuvântă-i tu! Doamne, tot ceea ce are nevoie familia aceasta, gândurile pe care ei acum le înalță înaintea ta pentru Achim, mă rog, Doamne, ca tu să-i asculți. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Cuvintele noastre sunt sărace, sunt puține, dar tu ești un Dumnezeu plin de bunătate, plin de binecuvântări, care dai multe, foarte multe lucruri pe care noi nici măcar nu ți le cerem. De aceea te rugăm tot ceea ce ai pregătit pentru Achim să-i dăruiești tu din belșug. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Să mai cântăm. Veni să-i mulțumim, veni să-l preamărim pe cel atotputernic, Dumnezeu minunat. Veni să-i mulțumim, veni să-l preamărim pe cel atotputernic, Dumnezeu minunat. Când sunt slavile tale, când sunt mii, ele mari zi de zi, prezența lui o simt în viața mea. De aceea acum să-i cântăm numele, să-i înălțăm lui Iisus, să-i mulțumim cu toți. Veniți, veniți să-i mulțumim, veniți să-l preamărim pe cel atotputernic, Dumnezeu minunat. Veniți să-i mulțumim, veniți să-l preamărim pe cel atotputernic, Dumnezeu minunat. Când sunt slavile tare, când sunt mii,
acest.